Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Am înțeles asta. Asta mergem și filmăm în continuare partea cu tutorial cu băiatul după ce l-am salvat. Am zis că hai să mergem să vedem ce face. Că na, totuși a fost un pic cam ciudat vremile alea. Na, ce fac tutorial? Mă, îți dai seama cât am stat pentru... Mamă, tu legat, a mea mâncă, ești legat. Băi, îți dai seama cât am stat și am făcut teri, uite aici, tot, toate armele sunt luate pentru... Da. Sper ca să te pot salva până vine taică-tă o casă. Că nu mai pot deja. Nici eu nu mai suport pe Georgiana. Ma... Păi și un normal, nu e niciun aici care să stea la arme sau... Nu, 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 toți plecați pe sus pe acolo. Mama. Băi, și tot cu costumul ăsta nu ți-a dat altă îmbrăcăminte, nu ți-a dat pijamale, nu, nimic? Nu, nu îmi dau pijamale, nimic, că eu doar stau așa. Tot așa stai, nu? Dar aici ți-o dat ceva apă sau? Ai venit, da, ai găsit? Aia de la tine. Ți-a găsit, ai că tău mașină... Nu, ți le-a găsit acolo și... Te-a găsit și vei fi mai foarte slab, adică nu... Jos! Da, hai că merge să rezolvăm. Revin imediat. Să fii cu minte. Da. Bă, ce-o slăbit tu, Dorel, mă? Foarte, foarte mult o slăbit. O slăbit foarte, foarte mult. Salutare, salutare. Salut, salut. Ce faceți? Uite ce să fac, să-mi vreau o țigare. Aha, normal trebuia să... Da, văd că e gol pe acolo, nu știu pe unde, nu mai verifică nimeni armele, nu mai... I-a dat ceva mâncare la tu, Dorel, sau... Eu știu că trebuia să patruleze. Iar le tai din salariu. Păi, ăștia sunt oamenii tăi, sincer. Măi, fii atent, vreau să pun totul pe masă. Ieri te-am ajutat cu chestia asta, astăzi îl putem scăpa pe Tudorel de aici. A, momentan, copilul nu se pricede. Ce se aude așa? Ce se aude așa? Ia să vedem ce se aude. Ce se aude, mă? Bă, că căutați repede aici, căutați pe aici, intrați după mine. Mamă, ce se întâmplă? Nu pe aici. Băieți, haideți repede, că se aude ceva. Haideți aici, haideți aici, haideți aici. Aici toți. Da, nu e nimeni, hai afară. Hai afară. Mamă. Păi unde, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Luați repede mașinile. Lua repede pe Tudorel, mă. Mă, cum s-a întâmplat? Hai că mă cu tine, colegă. La, lângă mine, la mesaje, colegi. Vedeți că copilul fu luat, repede, veniți. Aola. Asta nu. Băi, fii atent, fii atent. Mamă, ce costă aici, mă? Mamă. Ce costă aici, mă? Băi, ce costă, mă? Au! Ce costă, mă, aici? Puneți, băi, unde-i șeful? Eu sunt aici. Băi, fii atât, pune repede cătușele, că ăsta mi-aduc aminte cine. Aoleu, ce sunteți cu armele toți așa, m-auziți? Puneți cătușele, mă. Un coleg să-i pune cătușele, vă rog. Aoleu, puneți repede. Așa și sânge pe mâini, vezi să nu te murdărești. Lăsați mâinile jos, vă rog frumos. Și nu-i scoateți, nu-i las. Vezi să nu te, să nu te mărdurești. Băiatule. Da. Fii atent, am nevoie de, din cât am înțeles, un copil a fost furat de la noi din casă. Știu că da. E de-a tău. Știu cine ești. Nu făceam de fut. Băgând cearele motor. Bă, ți-am luat cel mai prost motor. Stai un pic, că trebuie să fac ceva. Plec asta o termea de acolo, de lângă el. Bun.
Hai să mașini. Cu cineva să conducă mașina mea. Dă-le, dă-le pe căscuță repede că ne întâlnim la cutia albastră. Ha, ok. Colegii hai, care ați mai rămas și n-ați murit, vă rog să vă duceți la cutii. Stai un pic. Lasă-mă că merg și singur. Aaa, stai că te las să mergi singur, că... Aoleu, dar nu trebuie să mă duci în brațe, că mă incomodează. Dă-mi drumul și urc eu. Na, du-te. Păi deschide-mă așa. Of, 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 of. Mai vrei să-ți mai deschizi sau ce? Păi ce altă ușa? Ia aici. Până atunci, nu mai... Mă, lasă-mă, nu mai deschide-mă. Du-te. Stai un pic, că ți-am arătat ceva mai ciudat. Ce-ai făcut, mă, cu copilul? Colegul de pe căscuță, te rog frumos, nu omori copilul, că dacă omori copilul, mă moară și pe mine ăștia, înțeles? Deci, asta ți-l între viață și moarte. Dacă voi vă omorâți copilul, tu ești mort. Nu știu dacă ne-am e convenit să moară liderul. Mi-am spus clar. De cunosc informațiile astea. I-am spus clar să nu omoare copilul. Colegul, am o întrebare la tine. Si. Dar cum a intrat domnul ăla în casă, nu era securizată casa? Nu prea, pentru că toți ați fost acasă, afară. Adică... Ați pierdut timpul. A fost în plan bine, pus la pământ. Vă plătesc degeaba. Da. Dar ce aveți cu copilul? Nu mă zic că putem afla multe de că... De la copil. L-am pândit. Îl pândim de 4 zile. De 4 zile? De 4 zile îi știm programul. La ce oră se culcă, la ce oră mănâncă, la ce oră tot. Cred că tu poți să cam uiți cât multe chestii pe astăzi. E ziua ta neacă pe ea, băiatule. Dacă vrei să nu moară copilul, trebuie să mă lăsați în viață. Vedem noi ce o să aleagă. Ori copilul, ori viața ta. Deci una din două. Dacă vă copilul rănit un pic, cum îl va răni, cum ești mort. Să sperăm că vom face amiabilă. Dar după ce terminăm cu băiatul ăsta, să trebuie să mergi tu la servic cu mașina aia, că văd că nu se mai închide ușa pe stânga. Dacă ați merge mai încet, să nu mai bate vântul sau... Vezi că bate vântul la piept. Ceva da, să mă, să-l tragă curentul. Gata, mă auziți? Da. Mi-a atras curentul și auzeam ciudat rău de tot. Totul mai jos și cu armele în mâna. Hai să-l scoate pe băiat de aici. Aoleu, Anton, noroc că te cunosc. Colegul, da. Colegul prinde copilul, ține copilul, colegul ține copilul. Pune arma la cap. Pune să ridice. Aoleu, cade stâlpul! Pune arma la cap. Ia-l cu arma la cap. Ei, mai pun așa mai bine la spate, știi? Da. Dar lasă că știe să meargă și el. Stai un pic, mai greu un pic cu... Gata, poți să mergi și singur, nu trebuie să mă ții. Da. Și am mai auzit de asta. Dar vedeți că se poate intra și pe aici. Hai pe aici. Pe aici poți să intri. Eu intrare aici. Securizați. Colegul, cred că am auzit ceva. Hai grijă. Hai grijă. Colegul, hai. Ține copilul bine. Ține copilul bine să nu fugă. Spune la... Colegii, oh, omorâți copilul. Bună ziua. Stai bine. Aoleu, ajută-mă. Unde-i copilul? Au venit? Și aici. Mamă. Bună ziua. Domnilor, noi... Ce se întâmplă aici? Noi l-avem pe șeful tău, nu știu dacă... Ia uitați-vă sus, băieți. Mamă. Lavă, să mă uriu. Dacă pe care pe n-ar pe nu, da nu cred că la aia se referă. Ia, se referă uitați-vă deasupra. Înțeles. Nu vrei să folosim armele, eu zic că tot ar trebui să iasă pașnic. Schimb pe schimb. Și toată lumea pleacă fericită. Voi nu folosiți armele, noi nu le folosim. Du-te de aici, plecați de aici. Da? Aoleu. Acum să vedem cum facem schimbul ăsta.
Băi, schimbă, cum îl facem? Cum îl facem? Ne dați copilul... Frumos ar fi să nu mai existe nimeni decât unul, tu de aici, ăsta albastru, cu al meu, care are copilul. Dă încă unul de la mine să mai fie, ce l-ați plecat afară? Ce l-ați plecat afară? Rămân eu. Dacă s-aud împușcături, veniți. Rămân eu, colegă, te rog frumos. Și celălalt zis să iei lanterna, că mă sufoc la ochi. Păiște lanterna, colegu, că mă dor ochi și pe mine, chiar dacă am ochelari de soare. Bun, cum facem? La 3 sau...? Păi stai să plece și celălalt. Pleacă, mă, dracule. Trebuie viață și mort. Bun, ne dăm reciproc drumul la 3. Colegul meu de sus... va trage exact în tine dacă mă, pe mine mă mori. Deci dacă tu îmi dai glonț mie în cap, colegul meu te va împușca. Ești conștient cum se va trage, cum o să vină toată lumea, nu? Că pe colegul tot de sus l-au văzut. Știu. Da. Deci cum se va trage, cum o să vină. Se trage tensiunea. Hai să facem fără prea mult stres. Sau fără sânge. Da, apropo, Tudor, ți-a făcut ceva? Nu. Sper că nu i-ați făcut nimic, dacă i-ați făcut ceva acum de pușcă. Mai bine îmi risc viața pentru copilul ăsta. Eu zic să vă mai gândiți. Da, liniștit, că ți-am spus cum să trage, cum fiind băieții mei înăuntru. Eu pot să fiu mort, dar ei nu o să fie. Oricum copilul nu e al meu, e al unui amic. Bun. Cum faci, la 3 sau? Da, așa ar fi cel mai bine. Colegu, vezi ce faci, să n-apeși când îi dai drumul. Să nu-i dai și glonț în cap. Să nu faci asta. Colegul, dă-i tu drumul. Dă-i drumul, colegul. Dă-i drumul ca să fim siguri. E băgat cheile de la cătușe acolo în buzunar? Alo, colegul, ai nebunit? Ai murit? Ce? Nu. Bagă-i cheile în buzunar. Imediat. Bagă-i cu cealaltă mână, cu o singură mână zic eu că poți. I-am băgat cheia în buzunarul stâng. Și băgați-mi și mie cheia tot așa, în buzunarul stâng. Ok, stai un pic sau și scot. Scoate cheia, mă bage acolo și toți plecăm. Hai, 3. Hai, grijă că e între dință. 1. Și Păcata, Tudorele, hai după noi. Hai, spatele meu. Colegul, colegul, ia încheia. Ia încheia. Ia acolo, dai, ai grijă ce atingi. Plecați de acolo. Hai, Tudorel, mai coace. Condu-te, șeful. Ai grijă ce atingi. Că eu să fiu ram. Ai grijă ce atingi. Aulă. O să mă duc să mă sacrific pentru voi, ok? Bun. În mașină. Condu-te, șeful, te rog. Bă, pleacă de aici. Hai, condu-te. Totul la mașină. Copile, dă-te înăuntru. Păi nu pot. Lasă-l pe copile înăuntru. N-are loc. Haideți repede la casă, până acolo pe voi. Până acolo, mă, repede la casă. Păi știi și tu, tu ești proprietarul, tu ești, trebuie să-ți dea cu amprenta. Hai că... eu sunt proprietarul mașinii. Ce dracu, mașina mea a fost aruncată în râu. Unde ești celălalt? Cred că se țin mai greu, că mașina asta are mai mult scoai. Da, păi mașina asta a creată de prostul șef. Stai că, bă, nu, cred că bă, și uita să-și mai pună centura. Sau... ai, mă, dracului. Ce-ați făcut, colegi? Am eu picat de mașină. Fornicat. Da. Da, nu am făcut centură.
E sunt la pământare, după ce are. Băi, l-am prins pe Tudor, el acum ăla cu condusul, nu mai zic nimic, ne-am grăbit, oricum mașina mai e funcționabilă. Eu n-am făcut nimic, mi-a dat doar o bombonică și mă simt cam amețit. Să-i spune cineva la tatălui Tudorel să vii întrebă să... Da, acum îl sun, acum ai dat, acum ai pe numărul. Pe oraș. Acum îi transmit. Sper să-ți vină taică tău. Nu, al coleg, eu nu i-am numărul, dacă știi. Colegul din față. Colegul din față pe unde? Sper că toată lumea e mașină, nu? Da. Și eu sper. Mașină. Deci Tudorel? Tudorel? Da. După ce ne-am bătut, hai după mine. Sar un pic, că vezi că ai un pic de gumă pe acolo. Da, nu știu. Buba, buba. Nu știu cum umbli tu cu nectea arma, că eu nu ți-am dat arma. Dar da. S-am furat din geantă. Ăsta e ce? N-am înțeles. Băi, fii atent, după ce că am umblat lung și lat și am făcut atâta pentru tine, stai că te observ că nu vrea să mai vine după tine. Păi și eu ce fac? Stai un pic. Așteaptă acolo. Sau du-te în casă, că văd că plouă. Fiți atenți, stați aici. Urmăriți, stați la zona asta. Nu vă mai mișcați de aici. Bun? Dacă văd pe cineva că vine. Ce vrem? Să știți că asta n-a fost ultima oară când mă vedeți. E sigur? Da. Nu, stai liniștit. M-a făcut să nu se teme de nimeni și de nimic. Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit călduros să apăsați butonul de like, subscribe. Vă pup. Vă aștept pe serverul OneTap România. Pa, pa.